Nu știu, domnule, este o situație foarte gravă la această oră în județul Ialomița, acolo unde Viscolul și Ninsoara au făcut deja prăpăd. Mai multe drumuri sunt blocate și sute de oameni au rămas practic izolați. Școlile au fost închise din cauza nămeților, zeci de familii au rămas practic fără curent electric. Tot în Ialomița, trei oameni au fost găsiți decedați după această urgie. Larisa Popa, colega mea, este chiar în satul Bucșa, acolo una dintre cele mai afectate localități din acest județ. Larisa, te ascultăm și te și vedem în aceste momente. Bun găsit! Este încă o localitate izolată, acest sat Bucșa de aici, din Ialomița, pentru că, după cum se vede, nămeții sunt foarte mari, a nins și a viscolit în același timp, iar oamenii, practic, în acest moment sunt blocați în propriile curți. Eu, acum, ar trebui să ajung în curtea unei femei foarte în vârstă. După cum se vede, este o troiană de mai mult de un metru înălțime. Gardul a fost spulberat de vântul puternic. Această femeie este singură acolo în casă. Mai devreme era în curte, încerca să dea la lopată. Cu siguranță vor veni oameni, pentru că s-au mobilizat oamenii și, după cum vă arată și colegul meu Adrian Țigănilă, peste drum de casa acestei femei sunt alți oameni care au fost îngropați în zăpadă. Acolo, în curtea lor, o clădire a fost îngropată în zăpadă. Nu este o situație singulară, sunt foarte multe cazuri de acest fel aici în județul Ialomița, mai ales în localitatea Bucșa, unde ne aflăm noi. Tot în Ialomița, din păcate, bilanțul este unul tragic, pentru că trei persoane și-au pierdut viața. Vorbim de două femei în vârstă de 75 și 76 de ani, care au fost găsite înghețate, una în curte, cealaltă în propria casă, și un tânăr în vârstă de 30 de ani, care și el de asemenea a fost găsit fără suflare. Autoritățile sunt în continuare în alertă, sunt foarte mulți oameni de aici, din localitățile acestea din Ialomița, care nici până la ora aceasta nu au curent electric. Aproximativ 3.000 de persoane au stat ieri toată ziua fără curent electric și astăzi, iată, până la ora aceasta, situația nu s-a rezolvat.